Dacă până acum reducerea se făcea pentru minim 6 ani lucrați în grupa 1 de muncă, începând de joi reducerea se face pentru minim 2 ani lucrați în grupa 1 de muncă. Având în vedere că prevederea legală se aplică pentru viitor, este vorba de persoane care vor veni de acum înainte să se înscrie la pensie. Cazuri noi, cum le numim noi în limbajul specific. Deci beneficiază de prevederile acestei legi persoanele care, începând cu această dată, urmează să se înscrie la o categorie de pensie. De asemenea, mai beneficiază de această prevedere persoanele care au dreptul la o trecere din oficiu, respectiv cei care acum se află în pensie anticipată sau anticipată parțială sau în pensie de invaliditate, pentru care noi facem treceri din oficiu. Un alt element de noutate îl constituie posibilitatea acumulării stagiilor de cotizare mai mici de 6 ani realizate în grupa a doua de muncă, respectiv în condiții deosebite cu stagiile de cotizare mai mici de 2 ani realizate în grupa 1 de muncă, în ceea ce privește condiții speciale. Reducerea vârstei standard de pensionare se face pentru numărul de ani întregi încadrați în grupa 1 sau 2 de muncă anterior date de 1 aprilie 2001 sau în condiții deosebite după această dată.